Da, e foarte ciudat totuși, apropo, pentru că am început din 84 povestea acestei emisiuni, pentru că e un mare comentator lângă noi. Mi-aduc aminte din toți anii de început ai mei și cu atât mai mult ai domnului Ilie Dobre, că un Steaua Dinamo, acum un FCSB Dinamo, era la fel de important indiferent de competiție. De-aia mi se pare ciudat, citind pe site-uri și pe ProSport, am văzut, nu mai e preconizată prezența pe stadion a tot atâția oameni cât au fost acum câteva zile. În această dimineață erau vândute aproximativ 15.000 de bilete. Asta înseamnă că, spun eu, cred că se mai pot da undeva la 5.000, da, să fie 20. Nici eu nu înțeleg de ce în campionat. Probabil Dinamo fiind gazdă în momentul de față, fanii s-au desumflat un pic după înfrângerea din campionat 2-0, pentru că atunci au bifat cea mai importantă asistență pe Naționala. Așa e, a venit un meci foarte bun după aceea. A venit, da, la Sibiu. Iar competiția este la fel de importantă. Nu pot să zic nici că e mai importantă, este la fel. E o miză foarte mare să câștigi Cupa României, mai ales ținând cont de ce se întâmplă la Dinamo de atâția ani. De-aia mă miră. Cine va striga gol? Cred că în mod paradoxal echipa favorită diseară, după părerea mea, e Dinamo. Nu doar că joacă iar acasă, o să spui, sau o să spuneți, a jucat acasă și acum 10 zile și a fost rezultatul care a fost. Cred că tocmai pentru că a fost acel rezultat, nu va mai fi același meci. Doi, după părerea mea, această luptă pe trei fronturi, sigur, cu jucători care prind și nu prind, care joacă, nu are cum să nu lase niște încărcături, în primul rând, psihice pentru cei de la FCSB. Deci Dinamo mi se pare o echipă mai proaspătă și întotdeauna în viață, dar întotdeauna dorința de a-ți lua revanșa e mai puternică decât cea de a confirma. Cel căzut are întotdeauna o forță mai mare de propulsie decât cel care a câștigat mai de o discuție fiecare aici, dată, să zicem. Dinamo spune că, și din informațiile mele, Dinamo va veni cu cei mai buni jucători. Ok, ceea ce era o confirmare a ce am spus, Dinamo, da. Nici nu prea are bancă, dar ar mai fi putut intra câțiva jucători pentru Cupa Românică. Am văzut toate echipele, cel puțin echipele importante care au intrat până acum, au făcut așa un mis. Dinamo spune că vine și așa a pregătit Kopić cu garnitura cea mai bună. Milanov lipsește pentru că este accidentat și probabil mă gândesc eu că vor mai fi 2-3 schimbări, dar nu foarte, foarte, foarte importante. În timp ce FCSB s-ar putea să cu siguranță se schimbe. Se schimbe, deși se aude că va fi Bârligea pe teren, o să-l vedem și pe Olaru din primul minut și mai e o discuție. FCSB are un lot care își permite să schimbe și este angrenat într-adevăr în trei competiții în momentul de față. Cătălin, mai este ceva. Să nu uităm că este un meci de cupă și un meci de cupă se deosebește radical de unul de campionat, chiar când este o miză teribilă. Să nu uităm exemplul de aseară cu FC Argeș și cu CFR Cluj. Iată, cât pe ce să piardă CFR Cluj și diferența de valoare este una enormă între ceferiștii clujeni de astăzi și cei de la FC Argeș, o echipă de Liga Secundă. Totuși, aseară nu s-a cunoscut. Deci, din ce am văzut, nu s-a cunoscut. Deci, și să nu uităm că în cupă, ambițiile sunt foarte mari, fiindcă, așa cum spunea și Marius, este un atu să fii sigur că vei participa în Liga Europei. Și este drumul cel mai ușor spre cupele europene în momentul de... Chiricheș. E anunțat titular, la fel și Tănase, jucători care au multe derbiuri și dacă stăm să le facem așa un bilanț, au și multe victorii în fața celor de la Dinamo. Îl pun și pe Olaru aici și mai e cineva anunțat titular. Mihai Popescu care înscrie împotriva FCSB-ul în acel 3-3. Cred că este ultimul meci comentat de domnul Dobre, ultimul derby comentat de domnul Ilie Dobre. Nu, ultimul la Radio România Actualități. La Radio România Actualități, la radio, asta vreau să spun. La radio, da. Ultimul derby. Fiindcă fac o precizare care se impune,
Noi am ieșit exact când am plinit 65 de ani de la Radio România Actualități, am fost șef de secție la sport și am ieșit, n-am stat cu o zi nici în plus, nici în minus. Am lăsat locul tinerilor. Așa mi se pare corect. Și vreau să mai amintesc asta, scuze, să nu uităm că eu am prins o școală la radio când era o exigență teribilă și erau profesioniști, erau ași ai microfonului. Ion Ghițulescu, după opinia mea, are cel mai frumos timbru și indiferent ce ar fi spus Ion Ghițulescu, lumea l-asculta cu plăcere. Vă spun sincer, fiindcă am trăit, am fost lângă el atâția ani. Apoi mai erau Sebastian Domozină, Nicolae Secoșan, Dan Ștefănescu, doctorul Dan Ștefănescu. Am zis că la sfârșit mai stăm puțin printre amintiri, că am discutat de amintiri. Îmi e dator, da, Marius Mitran, cu un răspuns la acest detaliu. Chiar și în această variantă, să-i spunem B, de la FCSB, sunt jucători care, față de ce găsim la Dinamo, care au mai multă experiență într-un astfel de meci. Păi, post cu post, e o echipă superioară. Deci nu există niciun dubiu aici. Ideea este că un astfel de meci are alte resorturi. Eu cred că a contat foarte mult atunci, acum 10 zile, și felul în care galeria lui Dinamo a pregătit meciul. A contat paradoxal pentru FCSB. Pentru că acele orgolii extraordinare, acea scenografie, coregrafie, cum vrem să-i spunem, teribilă, a anulat din oboseala aia psihică a FCSB. Pentru că e clar că din punctul de vedere al acelor jucători, ai campioanei, e competiția a treia, Cupa României. Astăzi, cred că, sigur că nimeni nu are asta conștient, dar subconștient nu are cum să nu intervină o anumită relaxare. Da? Am două fronturi principale și l-am și pe cel de-al treilea. De-aia mă surprinde că nu e stadionul plin cu suporterii echipei gazdă, pentru care meciul are altă miză. Deci, ținând cont de ce ai spus tu mai devreme și de faptul că, cum să spun, nu e același meci pentru ambele echipe, cred că Dinamo are o șansă mare să învingă în această serie. Eu așa simt, pentru că orgoliile unei echipe în formă, Dinamo e o echipă în formă, acum a arătat că e... contează sau ridică mai mult nivelul de joc decât o echipă foarte sigură pe ea. Uite, mi-aduc aminte aici de o... Apropo de că domnul Ilie Dobre a comentat și alte sporturi, îmi povestea Costinel Stan, care era antrenor echipei reprezentative de volei, da, și al Rapidului, că a fost la un turneu de Revelion pe vremuri, înainte de Revoluție, la Berlin, cu RSS, România, Cuba, nu știu ce, un patrulater de ăsta, extrem de select. Noi aveam și un volei senzațional atunci. Și cubanezele erau campioane mondiale și olimpice și primul set, 1-0, 2-0, 10-0, 11-1, l-am luat. Al doilea set, la fel, mergea, el cere un time-out și le zice, fetelor, nu vă mai bucurați, nu mai, deci... Vedeți că astea n-au dormit. Era 1 ianuarie, zice, au avut noapte grea, au stat la șampanie, la ceva, să n-aud, zice, luăm punctul, la volei se știe, după fiecare punct, sunt câteva secunde de exuberanță, de încurajare, de bucurie, se strâng. Că tot vorbim de Cuba, bat Cuba și așa mai departe. Câștigă și al doilea set, începe al treilea set, era ceva teribil și la 8-0 pentru ale noastre și 2-0 la seturi, reușim o minge extraordinară și fetele explodează, efectiv, sar una peste alta. Din momentul ăla, 15-8, 15-0, 15-0 pentru cubanezi. Deci, factorul psihic, autoîncrederea asta, poate fi provocatoare și pentru adversar. Așa s-a întâmplat atunci. Cred că motoarele alea prinse pentru Dinamo și tot focul ăla a acționat paradoxal dând siguranță Stelei. Adică i-a transmis mesajul, bă, e groasă. E cazul să punem toate motoarele în funcțiune. Faptul că diseară e stadionul pe jumătate, sau va fi pe jumătate gol, că e a treia competiție din punctul de vedere al campioanei și așa mai departe, dă o șansă. Sigur, putem vedea și o victorie a FCSB, ceea ce e mai preconizată, dar nu cred.